Am spus că nu mai filmez, dragilor, dar am trecut la alte familii, n-am tras încă folia și am văzut pe deasupra că aici nu am pus hrănitor în interior. Și mă întrebam de ce n-am făcut-o. Că dacă a apărut o familie așa de la un cap la altul, deci 12 rame cum este asta, este semn că putea fi făcută treaba aceea, familia din față, una din cele două, trebuia trecut în spate. Dar eu n-am făcut-o pentru că mi s-a întâmplat probabil un accident, nu mai rețin, dar ăsta e motivul, un accident aici în față, una din mărci a dispărut, am lovit-o sau ce știu ce s-a întâmplat, ba nu știu ce s-a întâmplat. Diafragma aceea care o aveam înainte, dispărțitoare, era din forma aceea de PFL, cred că a fost roasă și atunci am pierdut o matcă. Și n-am făcut decât să o trag pe aceea și cu asta basta. N-am mai avut o matcă ca să o duc în spate. Aici în spate aveam șansă să fac asta, pentru că, iată, Viorel, știți bine, a pus la punct această, a înlocuit diafragmele cele care ne ridicau atâtea probleme cu diafragme din polistiren din și asta nu, o veșnicie au de putem avea, deci nu mai avem problema aceasta, dar acum având chestia asta trebuie să dau diafragma deoparte, să pun un hrănitor cu miere. Bine ar fi să găsesc un hrănitor care să fie crescut, dacă nu îl pun acolo și îl va crește urgent. Hai să las asta un pic deoparte. Asta e foarte greu când ne filmez de unul singur. Fac și treaba și le filmez. Dar voi meritați. Trebuie să spun că n-am altul mai mare dorință decât acela de a vă spune tot, absolut tot. Și ce v-am pus dacă nu se poate. În ceea ce nu știu. Deci, iată, cum am procedat? Am venit acum și am luat diafragma din spate, aceea cu patru ochiuri, da? Am pus acum hrănitorul cu miere, am pus aici la mijloc și acum o să iau una, două rame pe care le voi pune în spate, da? Una, două rame din față, două sau trei rame din spate. Ei, când asta se va trezi în mijlocul cuibului, sigur va crește foarte repede, în câteva zile va crește aici hrană deasupra, va crește făgurelul și matca va veni printre, o va ponta, da? Și aici merg pe extindere, deci familia din spate o să o extind, să ajung ușor să umplu și spatele de aici. Rame voi pune la crescut în partea asta, da? Dar să captez varoa. Deci asta, eu sunt înnebunit acum că aici n-am putut declanșa. Și am spus, condițiile au fost obiective. Au fost roase diafragma, una din mărți a dispărut și atunci n-am avut ce spune să pun în spate. Da, aici. O să... ați înțeles fenomenul. Și acum iau două sau trei rame chiar din față, le voi pune în spate, voi da drumul la rampa de zbor încât albina să înceapă să lucreze și pe spate, pe aici pe spate și pe ăsta le extind, da? Să-l fac să zicem, o familie foarte, foarte valoroasă. Încât la cules la salcâm, mai durează 3 săptămâni după părerea mea, să am una dintre familiile cele mai puternici la cules. Asta am vrut să vă spun. Iată, de la o familie la alta, găsim soluții, biostupul ne permite și suntem frământați de captarea varoa. Dacă mai găsesc, nu mai promit că nu mai filmez, dacă mai găsesc ceva interesant, o să vă arăt. La revedere!